Găsit, dragi telespectatori, la emisiunea La fața locului. Sunt Aura Stoienescu și vă invit la Primăria Târgu Jiu, în sala de consiliu, alături de domnul Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Ne-am adunat, să zicem așa, aici pentru că vrem să aflăm ce se mai întâmplă la capitolul investiției. Aveți lucruri noi de povestit și cu siguranță târgujenii vor să știe, mai ales că se apropie începutul de an școlar și cu siguranță sunt multe de spus la capitolul investiții. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Așa cum ați spus și dumneavoastră, suntem în perioada anterioară începerii noului an școlar. Perioada aceasta, problemele din învățământ, problemele de asigurare a bazei materiale, a infrastructurii, sunt primordiale pentru începerea noului an școlar în condiții corespunzătoare. Bineînțeles că pe lângă aceste investiții, reparații, investiții care se fac la unitățile școlare, se derulează în această perioadă în municipiu o serie de alte lucrări, în infrastructură, locuințe, toate domeniile. Toate celelalte, astea au venit acum peste. Și este și perioada în care avem o serie de proiecte în diverse stadii de implementare, proiecte care se vor primi finanțare, vor fi depuse în vederea obținerii finanțării atât pe programele naționale cât și programele europene, proiecte majore care contribuie prin amploarea lor, prin multitudinea acestora la dezvoltarea socioeconomică a municipiului nostru. Să începem cu investițiile care se fac și reparații și alte lucruri din școli, pentru că asta este principalul subiect pe ziua de astăzi în această emisiune, după care, în partea a doua emisiunii, pe scurt, spunem și fazele în care ne aflăm cu celelalte lucrări, mai ales că unele dintre ele le-am discutat, m-am anunțit în emisiunea anterioară. Da, sigur că da. La unitățile de învățământ, practic, se află în derulare două programe, pe de o parte programul de reparații, igienizări, care se face pe tot parcursul anului, dar cu precădere în perioada vacanței de vară, atunci când pot fi făcute intervenții în sălile de clasă, în incinta unităților. Program de reparații care este într-un stadiu de finalizare, s-au făcut diverse lucruri de igienizare, s-au amenajat noi cabinete medicale, practic 8 cabinete medicale noi, dintre care un cabinet stomatologic la Liceul Tehnologic numărul 1, igienizări de amenajarea grupurilor sanitare, reparații acoperișului, fel de reparații care se contribuie la crearea condițiilor astfel încât noul an școlar să înceapă în cele mai bune condiții. De asemenea, revizia tuturor instalațiilor sanitare, instalațiile de încălzire, astfel încât la începerea noului an școlar nu doar atât sălile, cât și funcționarea tuturor utilităților, prepararea apei calde menajeră să fie așa cum este normal, așa cum am spus, noul an școlar să înceapă în cele mai bune condiții. Se spune în România că întotdeauna autoritățile sunt luate prin surprindere, indiferent că vine iarna, că vine școala, că vin alte evenimente. Din diverse motive, zice lumea, de birocrație, de ceartă pe licitații și așa mai departe. Aveți probleme de genul ăsta? Vom începe școala printre schele? Nu sunt. Nu? O să vă spun, sunt două aspecte aici de analizat. Pe de o parte, programul de reparații, lucrările care se fac pentru începerea noului an școlar, iar pe de o parte este un program de investiții pe care voi detalia, program care continuă pe tot parcursul anului, dar sunt obiective noi, anumite extinderi care nu influențează desfășurarea anului școlar. Investițiile se pot derula pe tot parcursul anului, nu influențează, așa cum am spus, în niciun fel desfășurarea procesului educațional. Zonele sunt protejate ca elevii să nu intre în zonele respective, să nu apară accidente? Da. În ceea ce privește celelalte reparații, o să spun că an de an s-au făcut reabilitări ale unităților de învățământ, astfel încât în ultimii ani nu a fost nevoie, bugetul nu a fost
un buget minim pentru efectuarea reparațiilor, întrucât nu a fost nevoie de lucrări de mare anvergură în ceea ce privește igienizarea și repararea unităților. Ne-am axat foarte mult pe investiții, în schimb, așa cum am spus, și în acest sens se vor derula în următoarea perioadă, în următorii ani, o serie de investiții majore la unitățile de învățământ, investiții care se înscriu în strategia municipalității în ceea ce privește domeniul educațional pe termen mediu și care vizează mărirea capacității unităților, noi obiective, construirea noilor obiective și reabilitarea acestora, dotarea laboratoarelor și a multor unități de învățământ. Și aici pot să fac referire la Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării și finanțat de la bugetul de stat, în care municipiul Târgu Jiu a obținut finanțarea pentru 12 obiective la unitățile de învățământ. Și aici este vorba de lucrări mari, lucrări necesare în ceea ce privește școlile gimnaziale, acolo unde s-a remarcat o creștere a numărului de solicitări de înscriere a elevilor. Am luat măsuri pentru a extinde capacitatea acestor unități și avem două proiecte care au primit finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de Bani de la bugetul de stat. Sigur că da. Este vorba de extinderea școlii generale Alexandru Ștefulescu, prin care se... Sau numărul 4, cum se vor, da, sau numărul, fostă școală numărul 4, unde se vor... Locația se va extinde pentru 5 săli noi de clasă, plus spațiile aferente, grupuri sanitare, spații conexe, sală de ședințe și, de asemenea, etajarea școlii generale Sfântul Nicolae, fosta școală numărul 6, de pe strada 11 iunie, care are două corpuri, corpul parter, corpul vechi și corpul nou parter cu etaj. Corpul nou, o suprafață de construire de 600 de metri pătrați, se va extinde cu încă un etaj, rezultând încă 6 săli de clasă și toate spațiile conexe. De asemenea, la învățământul preșcolar, am ținut cont de solicitările primite de la grădinița numărul 1 din cartierul Griviței, acolo unde funcționează atât grădinița cu program prelungit, cât și creșa și o creșe. A fost necesară extinderea, mărirea capacității și am elaborat proiectul și am obținut tot finanțarea în cadrul aceluiași program PNDL pentru mansardarea grădiniței și realizarea astfel, amenajarea a două noi săli, a două noi grupe. În ceea ce privește învățământul liceal, am luat în considerare cele două clădiri monument din municipiu. Este vorba de Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Spiru Haret, care au primit finanțare în cadrul acestui program pentru reabilitarea integrală a acestora. Și aici avem nevoie de aprobare de la Ministerul Culturii. Sigur un că dosar da, mai complex. Sunt proiectele care vor fi avizate de către avizate, dar așa cum am spus, am primit finanțarea și aici intenționăm punerea în valoare a acestor clădiri, monument și asigurarea, bineînțeles, a condițiilor în ceea ce privește izolația termică a acestora prin realizarea, înlocuirea tâmplăriei existente. Bineînțeles, se va înlocui cu tâmplărie tot din lemn stratificat, astfel încât să fie ținând cont de faptul că acestea, așa cum am spus, sunt clădiri monument. Refacerea acoperișului, a instalațiilor electrice, pardoselile în sălile de clasă, tâmplăria interioară, deci o reabilitare integrală a acestor clădiri. Sunt și valorile obținute, valorile proiectelor, sunt lucrărilor, valorilor de deviz general, sunt destul de mari. Am primit finanțare pentru aceste două locații de peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea integrală a acestor două unități de prestigiu. Aici deranjul va fi destul de mare dacă se schimbă și parchetul. Sunt bineînțeles multe activități când se vor face. După obținerea, noi până la sfârșitul anului, așa cum am primit detaliile de la Ministerul Dezvoltării, se vor încheia contractele de finanțare. Vreau să spun că avem o situație fericită, fiindcă pentru majoritatea acestor obiective pentru care am obținut finanțare, avem deja elaborate proiectele tehnice, suntem în faza de obținere a autorizației de construire, astfel încât majoritatea dintre ele vor fi realizate, demarate și realizate într-un termen cât mai scurt.
Programul de finanțare în cadrul acestui program este pe 4 ani, în perioada 2017-2020. Noi preconizăm, ținând cont de faptul că avem deja proiectele elaborate, am parcurs toate fazele, multe dintre aceste obiective se vor realiza în cursul anului viitor. Și bănuiesc în timpul vacanței, odată ce e vorba de scoaterea pachetului, și atunci, de exemplu, pentru cele două cel puțin interioarele... Sigur că da, pentru cele două obiective, la Colegiul Național Spiru Haret și Tudor Vladimirescu, preconizăm ca în vara anului viitor să se deruleze majoritatea, marea parte a lucrărilor, astfel încât începerea noului anului școlar viitor, din 2018, la începerea acestui an școlar, lucrările să fie finalizate. Bineînțeles că partea de tâmplărie se poate executa anterior, astfel încât putem corela aceste lucrări, astfel încât în perioada verii viitoare să fie realizate integral. De asemenea, apoi zugrăbelie, e clar, tot exterioare. Sigur că da, atât interior și exterior. Și da, refacerea și a învelitorilor. E clar. La Spiru Haret, mai mult decât atât, la Spiru Haret intră și corpul B în acest proiect, refacerea, reabilitarea corpului B și a căminului. Dar când spuneți învelitoare, vă referiți și la schelet sau numai la acoperișul în sine care stă pe schelet? Este vorba, nu, și elementele de șarpant, de lemn. Tot. De șarpantă, acolo unde este cazul, anumite elemente, nu totalitatea întreaga șarpantă, fiindcă corespunde. În urma expertizei sunt stabilite exact lucrările ce trebuie făcute, elementele de șarpantă care trebuie înlocuite și învelitoarea în totalitate. Tot pentru, rămân la licee, pentru stimularea învățământului profesional, am avut o colaborare permanentă cu instituțiile de învățământ, cu unitățile de învățământ și rămânând tot la finanțarea certă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, vom avea și amenajarea atelierelor de la Liceul Auto, este vorba de Liceul Tehnologic Traian Vuia, unde se reabilitează integral clădirea atelierelor și inclusiv dotările pentru atelierele auto, mecanice, deci pe care și le dețin, aparatura necesară în ateliere? Sigur că da, în cadrul aceluiași proiect, da. Și de asemenea, tot rămânând la acest program, a fost obținută finanțarea și pentru reabilitarea corpului D al grupului Colegiul Tehnic de la Bârsești, al Liceului Tehnologic de la Bârsești. Este vorba de fosta școală nouă, care în prezent este într-o stare degradată, nu este folosită în acest moment și am obținut finanțarea pentru reabilitarea integrală a acestei locații. Și acolo ce va funcționa? Aparține liceului, aparține liceului, ea se află în curtea, în aceeași încintă cu grădinița de la Bârsești și cu centru multifuncțional care a fost realizat anii anteriori. Este o locație separată, aparține liceului, dar este separat de incinta propriu-zisă a liceului. Și să finalizez cu acest program, cu finanțarea obținută în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, pe lângă aceste lucrări de investiții, s-a obținut finanțarea și pentru 5 obiective, pentru 5 dotări la unități de învățământ. Este vorba de Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Tehnic Henri Coandă, Colegiul Național Spiru Haret, Liceul de la Bârsești și Grup Școlar Gheorghe Magheru. Pentru aceste 5 dotări, atât pentru mobilier școlar, pentru laboratoare, echipamente, informatică și alte echipamente specifice laboratoarelor, pentru laboratoare electrice, laboratoare de chimie, în funcție de solicitările fiecăruia. Noi am depus documentațiile pe baza solicitărilor unităților de învățământ și bineînțeles că acum, pentru încheierea contractelor de finanțare, am solicitat de la unitățile de învățământ să fac o notă de fundamentare și lista exactă a echipamentelor pe necesare, care, fiindcă dumnealor își cunosc cel mai bine necesitățile. Corect. Aș vrea să vă întreb, legat de strategia de dezvoltare a infrastructurii școlare, colegul nostru Cornel Șomocu realiza la emisiunea Școala Gorjană acum o lună și ceva, de data asta în sala prefecturii,
la o masă rotundă la care și o emisiune în același timp la ENSA TV. Au participat atunci domnul viceprimar Adrian Tudor din partea primăriei Târgu Jiu, foarte mulți directori de licee din, și de școli din județ și din Târgu Jiu, bineînțeles. S-a stabilit că e necesară, adică se știe că este necesară o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea infrastructurii școlare, pentru că se știe că se pot obține banii și de la minister pentru asta. Sigur, exact pentru asta tot, am spus. În afară de investițiile făcute de primărie, da, pentru... Noi tocmai asta ne-am orientat și ne-am dimensionat investițiile. Pe de altă parte am avut o colaborare permanentă cu unitățile de învățământ. Avem o strategie integrată de dezvoltare a municipiului în care, da, componentă din aceasta este. Înseamnă și... că în județ cam lipsesc componentele astea de strategie. În municipiul Târgu Jiu avem această strategie, este și necesară pentru accederea la fonduri europene. Corect. Este și, bineînțeles, învățământul este o componentă în această strategie. Am dimensionat toate proiectele, fiindcă, odată, v-am menționat anterior, proiectele pe care le-am obținut în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, așa cum am spus, finanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării. Pe de altă parte, avem proiecte finanțate prin, de la bugetul local, după cum, după posibilități, și aici avem, vă dau ca exemple, trei obiective importante în această perioadă, pe care dorim să le derulăm perioada următoare. Este vorba de relocarea grădiniței numărul 15 de pe strada 11 iunie, acolo unde nu mai sunt, municipalitatea nu mai este proprietar pe imobilul respectiv. Astfel că vom reloca, se lucrează în prezent la proiect și vom face amenajarea în locația fostei centrale termice din cartierul 1 Mai Vest, fiind în apropierea, în proximitatea fostei locației prezente, și de fapt legată și de o altă unitate, de grădința Constantin Brâncuș, din acea, tot din zona respectivă. Aceasta este o investiție urgentă pe care o vom realiza în perioada următoare. De asemenea, la Liceul de Muzică, un proiect care va derula în această toamnă de refacere a șarpantei și a fațadelor, mă rog, în acord și cu prestigiul acestui și cu forma de liceu. Liceu de artă. Da, bineînțeles. Și pe de altă parte, amenajarea atelierelor pentru grupul școlar Gheorghe Magheru, acolo unde, cum am spus, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală am obținut finanțarea pentru dotări și amenajăm noile spații în incinta Colegiului Tehnic Ion Micu. Aceste trei proiecte, pe lângă altele, dar trei proiecte pe care le finanțăm de la bugetul de stat în perioada următoare. Pe de altă parte, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, avem în diverse stadii de implementare o serie de proiecte pe care le vom depune în cadrul programului operațional regional finanțat din fonduri europene. Și aici avem, pe de o parte, învățământ preșcolar și, bineînțeles, învățământul preșcolar tratat în sensul că s-a ținut cont de, e clar, o tendință manifestată în ultimii ani de creștere a numărului de solicitări și aici la, este vorba de grădinițele cu program prelungit, unde sunt și condiții bune în municipiu, practic la toate condițiile, și numărul de solicitări crește de la an la an. Și aici ne-am orientat pe două proiecte în zona de sud, este vorba de extinderea grădinței numărul 8 de pe strada Mioriței și extinderea grădinței Mihai Eminescu de pe strada Olari, două locații similare ca și sistem constructiv, ca și construcții, se vor extinde cu câte o nouă aripă care va cuprinde spațiile dedicate pentru patru săli de grupă, fiecare grupă având câte două săli, sală de zi și sală de, pentru dormit, sală de jocuri, de activități zilnice și sală de dormit, plus pe fiecare nivel, fiind o construcție dispusă pe două niveluri, parter și etaj, pentru fiecare nivel, pe lângă sălile dedicate grupelor, va fi câte o sală multifuncțională la care vor avea acces copiii din, din ambele grupe de pe fiecare nivel. Probabil pe, exact, activitățile, deci, mai mari, vor, de spectacol, sigur, da, de ce, da, fac ei, vor fi spații generoase, este gândit astfel încât să oferă condițiile corespunzătoare pentru învățământul preșcolar. Acestea două în zona de sud. Pe de altă parte, avem în plan un alt proiect în zona de vest, la Școala Generală Voievod Litovoi, unde funcționează
și o grădiniță în incinta acestei școli, într-o aripă acestei școli. Dorim ca și construcția școlii să fie dedicată exclusiv învățământului gimnazial și să construim o nouă locație în incinta școlii Voievod Litovoi, să construim o nouă locație dedicată grădiniței. Iar în felul acesta, numărul de clase, ce se majorează, bineînțeles, în locația existentă, să poată permite eventual desfășurarea procesului de învățământ într-un singur schimb. De dimineață căutăm soluții atât la școlile generale prin extinderile care se fac, ca acolo unde este posibil să fie condițiile ca activitatea să învețe numai de dimineață. Da, lucru probabil dorit și de părinți și... Categoric, pentru copii. Că se duc gata obosiți. Sigur, după amiază. Spuneți-mi, vă rog, e o problemă care iar așa se întâmplă în România frecvent, nu pot să spun că la Târgu Jiu neapărat, dar apare problema autorizărilor sanitare la început de an. Există multe, multe unități de învățământ în țară și în mediul rural în special, care nu primesc autorizație sanitară decât provizorie, cu că normal dacă nu are, n-ar trebui să înceapă funcționarea la început de an școlar, care se reactualizează, am înțeles, anual și care de multe ori impune niște condiții care trebuie îndeplinite și care unele școli nu reușesc să le îndeplinească. Dacă stau să mă gândesc, în urmă cu mulți ani, când băieții mei erau la o anumită școală din Târgu Jiu, în urmă cu, știu eu, 10-15 ani, aveau încă toaleta în curtea școlii. Da. Noi, prin investițiile pe care s-au făcut în ultimii ani, a luat măsuri, inclusiv în localitățile componente, practic toate grupurile sanitare sunt în incinta unităților, nu există grupuri în afara acum acestora. Nu mai există. Nu, inclusiv, așa cum am spus, și la grupurile sanitare ale grădinițelor, școlilor din localitățile componente, la Bârsești, la Ursați, la Drugmen, toate acestea au grupurile sanitare în incinta școlii, incinta unității. Nu sunt probleme, iar în ceea ce privește toate localii, bineînțeles, toate dispun de utilități. Până la urmă sunt lucrurile esențiale care trebuie, mai ales în ziua de astăzi. Nu, e vorba de igienă, în primul rând. Nu conceptăm unități de învățământ fără asigurarea, cel puțin la nivel de municipiu, nu se poate pune problema de a funcționa vreo unitate școlară fără să aibă toate utilitățile asigurate. Deci primiți autorizație? Da, toate școlile, toate locațiile. În ultimii ani ați avut autorizate toate școlile? Sunt autorizate din punct de vedere de la direcția. Și se face asta anual, la fiecare început de an școlar? Da, bineînțeles, obțin, da. Colegii de la Direcția de Patrimoniu, împreună cu unitățile școlare, se ocupă de obținerea acestor avize, dar avem situația și toate școlile sunt avizate favorabil. Fără adnotări de genul, da, dar provizoriu și cu condiția că mai îndepliniți cu tare, cu tare, deci aveți deja îndeplinite toate condițiile. Mai pot fi anumite recomandări, dar sunt autorizațiile, bineînțeles. Deci, și recomandările care vin sunt luate imediat în calcul și realizate, chiar dacă apar recomandări. Nu există probleme la nivel de municipiu privind funcționarea din punct de vedere al avizului sanitar. Chiar și în localitățile componente, care sunt un pic mai la margine cam în mediul rural. Sunt, dar au fost reabilitate locațiile. Grupurile sanitare. Sigur că da, grupurile sanitare care și se aflau în trecut. Și Polata nu e școală. Nu, este școala și grădința de la Ursați. La Ursați. Da, care are grup sanitar modern în incinta unității. Am găsit soluții. Pe vremuri toate aceste unități aveau grupul sanitar în afara, după cum se știe, fiind un mediu periurban. Însă de mulți ani de zile acestea au fost amenajate, s-au găsit soluții astfel încât din incinta spațiului respectiv au fost amenajate grupuri sanitare și cu toate dotările, centrale termice, apă, așa cum am spus, nu e ceva normal la nivel de municipiu, nu pot funcționa unități fără să aibă aceste condiții care până la urmă trebuie să fie condițiile minimale. E drept, dar cu în urmă vă spun cu 15-20 de ani în urmă nu.
Nu exista. Da. Școala 10, școala 1, care e chiar în oraș. Da, și la școala 1 au găsit soluții, s-au realizat grupurile sanitare în incinta școlii. Tocmai. S-au găsit. Da, la toate școlile acestea au fost realizate. Nu mai sunt unități de învățământ cu grup sanitar în afară. Știu că ce eram eu revoltată ca părinte era că pentru profesori se făcuse grup social în incintă, dar pentru elevi nu. Nu, dar... Și acolo scria toaletă profesori, mulțumim frumos. Nu, s-au amenajat în urmă cu mai mulți ani la fiecare etaj, în capătul, la școala... La școala, da, la școala generală numărul 1, la care faceți referire, da. Foarte bine. Zic pentru că acolo au învățat copiii mei și am căutat soluții, să știți. Știam foarte bine în zona. Asta a fost problema de găsirea spațiilor care să permită amenajarea acestor grupuri și au fost găsite la fiecare locație, s-au găsit soluții. Bine, acum chiar și în mediul rural găsești cu surprindere grupuri sanitare moderne. Sigur cu că... toate dotările în interiorul școlii și cu apă și cu gresie și cu faianță și cu tot ce le trebuie. Dar, întrucât au existat situații și în rural și chiar în urban, asta vroiam să ne asigurăm că în Târgu Jiu chiar toate școlile, absolut toate, au asigurate condițiile de igienă până la urmă pentru copii, pentru că trebuie să te speli pe mâini, trebuie să ai, să nu ieși în frig la o adică, să nu ai o temperatură negativă când mergi la grupul social, deci e foarte important. Bineînțeles, acestea sunt condițiile care a trebuit an de an, în primul rând, realizate aceste dar condiții de bază pentru... Cam și bineînțeles, în paralel cu acest... Mai mulți ani. De mai mulți ani. Da. E bine. Și în paralel cu acestea, așa cum am spus, noile investiții pe care le derulăm, chiar în perioada, în următorii trei ani, se vor realiza, așa cum am menționat, o serie de investiții majore în ceea ce privește învățământul. Asigurarea bazei materiale și a infrastructurii în învățământ. Fiindcă avem o serie de domenii pe care ne-am axat la nivelul învățământului. Fac mențiunea că pentru anul viitor ne-am propus de la bugetul local să finanțăm și lucrurile pentru amenajarea, pentru modernizarea, de fapt, a bazelor sportive din unitățile de învățământ. Și aici vrem să creăm niște baze sportive moderne, cu suprafețe de joc moderne din teren sintetic, dotările necesare, împrejmuiri, mobilier urban, toate acestea să conducă la amenajarea acestor baze care în anumite cartiere, acolo unde se permite, să poată fi puse la dispoziția și a locuitorilor din zonele respective, din cartierele respective, întrucât, după cum știm, nu mai există multe terenuri dedicate sportului în toate cartierele municipiului. E zona complexului sportiv municipal, mai sunt și alte zone de agrement unde se poate face sport, dar dorim ca prin aceste amenajarea acestor locații, pe baza unui regulament stabilit împreună cu conducerea unităților de învățământ, să poată fi permis accesul și a locuitorilor din zonele respective între anumite ore, după un anumit program pe aceste baze sportive. Bine, bănuiesc că se va face cu contracost asta, adică vor... Liceele se va analiza vor câștiga niște bani și pentru partea de extrabugetare să-și mai facă niște poate investiții. Face. Sigur că da, bănuiesc că e contracost, nu sunt prețurile, nu știu cât de bază, mari. Cu toate reasigurate și aceste servicii. Cu consumurile care sunt de curent, de căldură, adică sunt niște costuri care... Da, dar bănuiesc că nu sunt niște taxe mari și că își sigur că da, și până la urmă trebuie să veni și în sprijinul locuitorilor din zonele respective. Pentru... Corect. Nu mai avem foarte mult din emisiune, motiv pentru care o să vreau să trecem în revistă și celelalte investiții, în ce fază sunt în momentul de față din Târgu Jiu, pe scurt, pentru că am alocat cea mai mare parte a emisiunii părții de investiții în învățământ. Da, la ora actuală se derulează o serie de investiții, am mai făcut referire la ele. Pe de o parte, în ceea ce privește infrastructura, avem o serie de
obiective de extindere a canalizării menajere în municipiu, de reabilitare acestei anunele cartiere. Am mai vorbit, dar am vorbit acum câteva săptămâni, da. Și suntem interesați să vedem în ce fază la ora actuală acum. Se lucrează într-un ritm intens pe cartierul Drăgoieni, în cartierul Drăgoieni, la extinderea canalizării menajere. Da? Tuburile. S-au executat deja lucrările pe strada Petrești, străzile din zona de est, pe strada Petrești, strada Sfântul Dumitru, se finalizează racordurile în mare parte pe această zonă și se lucrează intens pe, în cartierul Drăgoieni, pe drumul de-a lungul drumului național, unde lucrarea va cuprinde atât colectoarele pe ambele părți ale drumului național, astfel încât să nu avem intervenții la drum. La drumul național. Sunt și 4 stații de pompare cuprinse în acest proiect, fiindcă ea în final se va pompa pe canalizarea existentă din Calea București. Se execută, cum am spus, toate racordurile, atât rețelele colectoare, cât și racordurile la toți proprietarii, până de, respectiv la de la rețeaua colectoare, până se va realiza și cămin de racord pentru fiecare proprietate. De-a și căminul traseului. Unde va fi instalat? La limita de proprietate, bineînțeles. De la căminul de racord este pentru fiecare proprietar își face adică poartă, rețeaua proprie. Da, da. Exact cum se lucrează și la distrigați și la electrică. Avem reabilitările canalizărilor menajere din cartierul Griviței, unde se lucrează, se lucrează la cea de-a doua etapă acestui program, fiindcă este structurat în 4 etape. Întregul cartier cuprins între comuna din Paris și strada Traian, toate blocurile din acel areal. Întreaga investiție este structurată pe patru etape, etape independent din punct de vedere funcțional. S-a finalizat prima etapă, se lucrează la cea de-a doua etapă. Investiția cuprinde, așa cum am spus, reabilitarea întregii rețele colectoare din cartier și de asemenea, racordurile la toate scările de bloc. Da, rețeaua de canalizare pe care o construiți preia și apele pluviale sau sunt separate cele două? Este dedicată strict canalizării menajere. Canalizării menajere, adică de la gospodării. De la gospodării. Acolo... Și canalizarea pluvială are altă rețea. Da, are rețea separată. E un lucru bun, pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt momente în care plouă foarte mult. Da, în ceea ce privește canalizarea pluvială, avem și aici o serie de obiective. Plus că epurarea se face diferențiat, adică da, una e apa de ploaie, alta e apa menajeră. Da, și în urma ploilor, constatărilor din ultima perioadă, când au fost ploi abundente, că, mă rog, se vede din ce în ce aceste... Clima e mai dură. Da, clima este... Și s-au făcut o serie de constatări și au fost stabilite punctele de conflict unde trebuie făcute, adică marea majoritate, practic la toate proiectele de reabilitare a străzilor avem cuprinse în aceste proiecte și refacerea colectoarelor pluviale sau realizarea acestora pe unele străzi în care acestea nu se regăsesc, însă și sunt funcționale, dar mai sunt zone de conflict pe care le-am constatat împreună cu reprezentanții de la Aparegio care trebuie rezolvate. Este vorba de canalizarea în zona de sud pe strada Muncii, acolo unde se preia practic mare parte din canalizarea pluvială a orașului către Jiu. În zona de Barcader mai este un punct de conflict, o zonă, un tronson de legătură între cartierul de Barcader și zona străzii Vasile Alexandrin. Sunt puncte de conflict care le vom rezolva astfel încât să îmbunătățim substanțial întregul... Prin puncte de conflict vă referiți la faptul că nu este preluată, nu face față la capacitate, nu? Da, canalizarea funcționând pe pantă naturală către sudul orașului sunt dimensionate corespunzător. Nu este o problemă majoră la nivelul sistemului de canalizare. Însă sunt acolo unde am sesizat noi punctele acelea de conflict care trebuie rezolvate astfel încât întregul sistem să își îmbunătățească considerabil funcționalitatea. Și să nu mai existe zone inundate. Sigur că da. Da, bănuiesc că vor fi, adică cei de pe partea tehnică știu ce au de făcut, pentru că până la urmă dimensiunile sistemului de canalizare pe întreg oraș rămân același. Se dimensionează după normativele actuale, bineînțeles, exact. Acum în funcție de realitățile zilei, de schimbările climatice, în timp și normativele se pot suferi modificări. Corect, dar până atunci...
Deja investițiile s-au făcut și atunci trebuie adaptări. Da. De asemenea, rămânând la subiectul canalizării menajere, un alt obiectiv care se află în derulare este în zona Pieței Mici, pe strada, toate blocurile din zona străzii Alexandru Iancuza, 22 decembrie, sub locotenent Bărboi, și în acea zonă se reabilitează întreaga rețea canalizării menajere și toate racordurile la blocurile, la scările de bloc din zona respectivă. Mă gândeam acum că niciodată n-ați venit cu o hârtie în față ca să vă notați, să veniți cu notițe, cu străzile, cu astea. De câți ani lucrați aici la primărie, la investiții? Că văd că chiar știți, eu multe străzi de care spuneți, eu nu le știu. Câți ani aveți de când lucrați la investiții? Am ceva. Adică... Cam cât? 10? 16. 16 ani. Da, e bine să fiți foarte familiarizat cu toate zonele ca să știți inevitabil, și evoluția activităților care trebuie, care au fost și care urmează. Alte domenii în afară de canalizare, la ce se mai lucrează acum? După cum știm, infrastructura sportivă. Da, crește stadionul lângă noi. Dacă am vorbit de învățământ, o să definitivăm în acest an și sala de sport de la Colegiul Comercial Virgil Magiaru. Este o sală modernă. Un bazin de not, știam. Bazinul de not este în evidență la Compania Națională de Investiții, în lista Sinteză. Așteptăm obținerea finanțării pentru a se demara lucrările. Este tot unul din programele TIP. Este aprobat în lista Sinteză. Adică? Adică este eligibil și trimise toate documentele de către municipalitate. Obiectivele respective se derulează prin programul Companiei Naționale de Investiții, care are aceste subprograme, desel de sport, bazine de not, complexuri sportive. Întreaga investiție se derulează prin Compania Națională de Investiții. Așteptăm și va fi bazin olimpic, finanțarea. Nu, la Colegiul Comercial Virgil Magiaru se realizează sunt mai multe tipuri de bazine. Este vorba de bazin de tip școlar. Da. Dar cu dimensiuni, bazin care poate fi pus și la dispoziția publicului general, întrucât suprafața este o construcție modernă cu o suprafață de 1000 de metri pătrați și numai cuva respectivă, bazinul propriu-zis, are 630 de metri pătrați. Deci o suprafață destul de mare, astfel încât să poată fi folosit pentru un not. Poate fi folosit de către elevii din municipiu, dar... Pe baza unui program, în afara orelor de învățământ, se poate pune și la dispoziția publicului, bineînțeles. Pentru că trebuie să spunem că nu e vorba de o piscină aici, e vorba de un bazin de not acoperit pentru competiții. Sigur că da. Da. Și o piscină oarecare. Pe lângă acest bazin de not de la Colegiul Comercial Virgil Magiaru, aș vrea să spun că municipalitatea a preluat prin hotărâre de guvern de la Ministerul Tineretului și Sportului, locația ștrandului de la stadionul municipal, ce a revenit municipiului, și pe această locație dorim și facem documentația pentru a transmite Companiei Naționale de Investiții, de asemenea pentru realizarea unui bazin acoperit dedicat activităților sportive de performanță, fiind în incinta complexului. Da, s-ar și înscrie... Foarte bine, pentru că era părăsit. Da, s-ar și înscrie astfel în întregul complex, în arhitectura întregului complex, deoarece în această toamnă se va finaliza atât construcția stadionului, cât și a sălii de sport, ambele constituind un complex de referință pentru municipiu și dedicat practicării sportului la nivel de mare performanță. Da. Iar chiar era necesar. Ce ne mai lipsește? Un patinoar, de exemplu. La asta v-ați gândit? Adică avem acolo ceva care seamănă patinoar, dar nu... Da, pe timp de iarnă, după cum știți, a fost amenajat pe insuliță, într-un parteneriat. Da, a funcționat un patinoar pe timpul iernii. Bineînțeles că sunt programe... Normal că ne dimensionăm prioritățile în funcție și de posibilitățile de finanțare. Bineînțeles că fiecare municipiu se dorește a se face cât mai mult. Poate avem deocamdată prin programele fonduri. Există prin un subprogram în cadrul programelor derulate prin Compania Națională de Investiții și de realizarea unor patinoare artificiale. Vom stabili o locație și vom face demersuri și pentru acest
program. Dar așa cum am spus, și posibilitățile de finanțare sunt într-o anumită limită. Avem și noi o prioritizare. După aceea trebuie alocate fondurile pentru definitivarea stadionului municipal, a sălii sporturilor. Corect. Investiții obiective. Deja începute. Bineînțeles că la toate aceste obiective și municipalitatea are partea de cofinanțare de la bugetul local, inclusiv la, ar fi, pe lângă cofinanțare și asigurarea utilităților care intră în sarcina primăriei și sunt cheltuieli finanțate de la bugetul local. Într-adevăr. Și toate aceste investiții trebuie prioritizate și corelat funcție de, și de asigurarea cofinanțărilor, de implementarea unor noi obiective, conform și până la urmă se înscriu în strategia de dezvoltare a municipiului. Practic, avem o strategie pe care trebuie să o urmăm. Am să vă întreb din nou, ce spune strategia municipiului, când se vor începe lucrările pentru acele parcări pe care le visăm, ca să, uite, eu, de exemplu, noi aici, ca să ajungem în sala asta, ne-au trebuit de la marginea orașului până aici 20 de minute, o jumătate din timp folosit pentru parcare. Și am și parcat pe un loc al unui cetățean. S-ar putea să ne trezim cu mașina ridicată. Într-o primă etapă vă pot spune de cele 300 de locuri de la stadionul municipal. Atât în parcarea subterană, odată cu definitivarea proiectului. Adică anul ăsta? Cu definitivarea obiectivului. Anul da, ăsta? Da, anul acesta. Vreau să vă spun că construcția stadionului, practic, se va finaliza în cursul, lucrarea contractată de către CNI până în acest moment, se va finaliza în cursul lunii septembrie, da? Însă va mai, nu, până la punerea în funcțiune a întregului obiectiv vor mai fi lucrările de amenajări exterioare care vor fi finanțate atât de către CNI, cofinanțate și finanțate și de la bugetul local anumite părți ale acestora, pentru ca întregul complex să se înscrie într-un plan urbanistic mai general, și să întreaga zonă să... Deci în această toamnă se vor face și amenajările, dar după luna septembrie, când, așa cum am spus, adică pe lângă construcția stadionului, sigur, da, sigur putem da. Parca acolo? Da, da. Să nu ne mai luăm amendă? Am luat una. Deci, când am venit la primărie, să știți. Lucru cert. Sper că de data asta nu. Lucru cert. Așa cum a spus, cele 300 de locuri de la parcarea stadionului. Pe de altă parte, va începe proiectul pe Calea Eroilor, așa cum am spus, am obținut finanțare pentru o primă etapă, dar acest proiect cuprinde și cele două parcări în zona străzii Alexandru Vlahuță, cât și în zona pieței General Magheru. Bineînțeles că investiția se va derula pe o perioadă mai mare de câțiva ani. În prima etapă vom face tronsonul. Deja avem finanțarea și în primăvară vor începe, se vor executa practic pe parcursul anului viitor lucrările pe tronsonul cuprins între intersecția Căii Eroilor cu strada Popa Șapcă și până la intersecția Căii Eroilor cu strada Mărășești, respectiv în spatele bisericii. Acest tronson a primit finanțare integral, urmează celelalte etape, dar revenind la subiectul abordat de dumneavoastră de parcări, în acest proiect al Căii Eroilor, care va fi finalizat, dar, așa cum am spus, pe parcursul la 4 ani, probabil, sunt incluse și aceste două parcări cu un total de 400 de locuri. Și avem proiectul de la Piața Centrală de 320 de locuri, proiect al unei parcări supraetajate. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, a fost declarat eligibil și este în proiectele de rezervă. Am obținut finanțare pe o parte din proiecte, fiindcă noi am depus practic 24 de proiecte majore în infrastructură din municipiu. Am obținut finanțare pe o parte dintre acestea și celelalte proiecte fiind eligibile sunt în așteptare pe parcursul programului, pot fi finanțate. Sunt eligibile, așteaptă să vină la rând când de a fi bugetate. Suntem la final de emisiune. Ce considerați că mai trebuie spus foarte important din toate activitățile astea pe care le aveți în derulare? Păi, așa cum am spus, la începutul emisiunii revenind, ne concentrăm pe asigurarea condițiilor în școli și aici și colegii de la Patrimoniu și reprezentanții din municipiu împreună cu domnul primar care a luat această inițiativă, urmărim îndeaproape
curățenia, lucrările care mai sunt de executat, în mare parte a acestora au fost, sunt mici intervenții care mai trebuie făcute, curățenia și asigurarea tuturor condițiilor astfel încât să nu fie nicio problemă, noul an școlar să înceapă, așa cum a spus, în mod corespunzător, în cele mai bune condiții. E foarte bine că vă preocupați și de elevi, pentru că mult timp au fost lăsați așa, parcă mergeau la școală ca la... să nu zic, adică trebuie să se simtă și bine elevii când merg la școală, să aibă condițiile optime și după aia să se mai gândească și la ce trebuie să învețe. Adică trebuie să ai confortul ăla psihic asigurat ca să te mai poți și concentra sunt, să înveți. Sunt condițiile și cred și sunt și performanțe. Am auzit de foarte multe performanțe ale elevilor din municipiu la nivel național. Așa că cred că avem satisfacția că avem un învățământ de calitate în Târgu Jiu. Dragii mei, final de emisiune, eu sunt Aura Stoienescu, emisiunea La fața locului, domnul Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a fost gazda noastră în sala de consiliu a Primăriei Târgu Jiu. Mulțumim pentru faptul că ați alocat timp acestei emisiuni ca să comunicăm cetățenilor tot ce, cum stați la zi cu lucrările. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!